Să începem atunci și vă zic din nou bună ziua tuturor. Mă bucur foarte mult să văd alături de noi și membrii pe care îi știm deja, sunt activi în asociație și parte din grupurile noastre de lucru și în același timp să văd și mulți membrii noi. Sper să vi se pare interesantă seria de webinare pe care ne-am gândit să o începem. Este o inițiativă a grupului de lucru pentru agroecologie al asociației, care plecând de la ideea că țăranii au foarte multe cunoștințe și diverse, și totuși foarte diferite de la o regiune la alta, ar fi necesar să facem un schimb între noi de aceste cunoștințe, să aprofundăm împreună agroecologia țărănească și să o facem practic mai puternică și în câmp, să zicem așa, prin practicile noastre, dar și în spirit, nu? Așa că ne-am gândit că lunar vom organiza o serie de webinare sub formă de cursuri susținute de membrii pentru alți membri. Acesta este primul dintre ele, se intitulează Cum să recunoaștem plantele sănătoase pline de nutrienți. L-avem alături de noi pe Eugen Popescu, unul dintre membrii vechi ai asociației, țăran din localitatea Mura Vlăsiei și cercetător științific de gradul 2, care va deschide această serie de webinare și va împărtăși din cunoștințele sale. Este totodată și un test, să zicem, un pilot, așa că vă încurajăm să ne oferiți apoi feedback după încheierea webinarului prin e-mail sau telefon, întrucât vrem să îmbunătățim toată această serie de webinare și să devină cât mai utilă pentru nevoile noastre. O să vă rog pe parcursul întâlnirii. Văd că cu toții sunteți conectați la audio. Ideal ar fi ca atunci când nu vorbim, nu intervenim, să ținem microfonul închis, astfel încât să nu se audă zgomotele de fundal și Eugen să poată prezenta și mai apoi toți ceilalți să putem interveni. De asemenea, dacă doriți să intrați cu cameră, în bara de jos a ecranului aveți o icoană de cameră pe care puteți să o apăsați sau nu, în funcție de ce doriți dumneavoastră. Programul cumva acestei sesiuni vă propunem să fie sub această formă, Eugen, să intervină cu o prezentare despre tema acestui webinar de astăzi și mai apoi să avem o sesiune de discuții, întrebări și răspunsuri din partea voastră către Eugen. Întrebările pe parcurs, dacă, nu știu, vreți să le spuneți, puteți să le scrieți în chat. Aceeași iconiță, vă cum vedeți, ultima iconiță aici de pe ecran, se regăsește tot în bara de jos a laptopului. Dacă sunteți pe telefon, atunci trebuie să apăsați pe cele trei puncte și o să găsiți și butonul de chat. Deci acolo puteți să puneți întrebările, dacă între timp va apărea una. Și dacă nu, în sesiunea de discuție, după intervenția lui Eugen, le vom prelua live. Sperăm să încheiem atunci la ora 3 și jumătate, să nu vă reținem foarte mult și vă voi spune mai apoi și câte ceva despre viitor. Așa că o să-i dau direct cuvântul lui Eugen să înceapă să ne spună despre cum să recunoaștem plantele sănătoase pline de nutrienți. Mulțumesc frumos, Eugen, și că ai curajul să fii primul care ține această serie de webinare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Raluca. În primul și în primul rând, la mulți ani tuturor care sunt azi Constantin și Elena. Și mulțumesc celor care sunt prezenți și celor care nu sunt prezenți și care vor asculta mai târziu acest webinar.
Sper să fie primul pas foarte interesant și să urmeze alții mult mai interesanți. Eu am experiență în domeniul mecanizării agriculturii de peste 35 de ani. Sunt cercetător în domeniul mecanizării agriculturii. Dar experiența mea de ultimii 7 ani se referă la agricultura organică, agricultura naturală. Nu-i spun ecologică. Am certificat o fermă ecologică, dar am lucrat în mod natural, am lucrat cu natură. Nu intru în amănunte mai mult. În acești 7 ani, primul an, să știți că l-am făcut numai să studiez. Deci primul an am studiat, am citit foarte multe cărți în acest domeniu. Foarte multe sunt în engleză, dar sunt și câteva în limba română pe care le găsiți în biblioteca TEI. Una dintre aceste cărți e o carte de căpătâi pentru mine, se numește Jeff Lowenfeld, Steaming with Microbes. De aceea vă mai recomand iarăși să vedeți pe Netflix Kiss the Ground, deci eu voi vorbi în toate webinarele în care voi fi prezent această temă, care o regăsiți în filmul documentar Kiss the Ground de pe Netflix. Și ar fi bine să vedeți și raportul 33 al Comisiei Curții de Conturi Europene din 2017 și acolo o să vedeți de ce mă axez eu pe agricultură regenerativă, naturală și ce încerc să fac. Aceste informații sunt puțin cunoscute, care vi le dau eu, puțin cunoscute la nivelul țării noastre. De aceea e bine să fiți foarte atenți și să-mi puneți diverse întrebări. Orice ce vi se pare că vă ajută la ceva. Informațiile pe care eu le-am primit în acest an, eu le-am testat în câmp. Deci le-am testat în diverse condiții de lucru, la diverse ferme. Sunt consultant pentru mai multe ferme, în condiții de soluri foarte dure, soluri de deal, condițiile de lucru fiind dificile, uneori aproape imposibile. Am obținut rezultate bune și chiar foarte bune. Adică în condițiile în care un sol este cât de cât bun și nu este deteriorat foarte rău, în 1, maxim 3 ani se poate reface, concomitent cu creșterea unor plante sănătoase. Cred că cel mai important este ca noi să creștem plante sănătoase. Plante sănătoase înseamnă că vom avea și un sol sănătos. Având un sol sănătos, plante sănătoase, vom crește animale în curte sănătoase și la fel și noi vom fi niște oameni sănătoși. Adică nu mai mergem la doctor și doctorul să ne prescrie alte chimicale, mă refer la medicamente. Bun. Deci țelul acestui webinar, primul webinar, este de a obține cunoștințe necesare cultivării unei plante sănătoase, pline de nutrienți. Deci cum le măsurăm și cum le obținem. Asta se face concomitent cu regenerarea solului, deci regenerăm solul, îl facem sănătos. Costurile sunt reduse, e foarte important să menționez că nu sunt costuri mai mari decât în agricultura plină de chimicale. Se pot folosi de asemenea foarte multe din materiale reciclabile. Am să încep, de fapt, și de drept am să încep cu sfârșit. Și anume, noi suntem toți cumpărători, da? Chiar dacă suntem și producători, e greu să-ți produci absolut toată hrana. De aceea suntem, în primul rând, cumpărători. Ne ducem la piață și cumpărăm diverse produse pe care le vedem frumoase, arătoase, dar, de fapt și de drept, noi nu știm ce se află în autorul lor. Astăzi eu am fost la piață, la mine în comună, la Profi și am cumpărat cartofi. Și o să vă arăt acum ce cartofi am cumpărat eu. Sper că se vede. Am un aparat aici, este un aparat mai sus, da? Deci este un așa, acest aparat măsoară nitrații, da?
și radiațiile în legume, fructe și pește. Dăm pe legume, dăm pe cartofi. Am apăsat pe cartofi, da, l-am înfipt și începem testul. Mai sus, mai sus. Deci, maximă normă la cartofi este de 250 de miligrame la 1 kg. Noi avem, atenție, nitrați la peste 460 de miligrame pe kilogram. Și asta pot să vă spun că, în general, cartoful cel mai bun se află în zona asta galbenă, după cum ați văzut, nu în zona verde. Am măsurat cartofi de-a lungul anilor din mai multe supermarketuri și de la mai mulți țărani. Și am obținut valori în general bune, dar și unele care au depășit de 6, 7, 8, 10 ori valoarea maximă admisibilă. Deci nu ai cum să-ți dai seama fără un aparat de genul ăsta ce mănânci. Doar dacă ți se face rău, Doamne ferește. Iar la pepeni verzi am obținut iarăși rezultate de 20 de ori valoarea maximă admisibilă. Deci, bineînțeles că acei pepeni i-am aruncat. Deci, o travă sigură pentru corpul omenesc. De aceea mi-am cumpărat acest aparat. Bine, am avut motive personale să-mi cumpăr, pentru că am fost intoxicat cu metale grele. Dar nu înseamnă că toți ceilalți nu trebuie să fie atent la ceea ce cumpără și ce fac. Am cumpărat astăzi și roșii de la țăranii din comună, pe care le-am măsurat la fel și am obținut valori normale. Bun. Acesta e un aparat care nu este obligatoriu să-l aveți, dar este bine să-l aveți. Acum vă voi prezenta un alt aparat, care este un refractometru. Cu acesta se măsoară mostul. În România este folosit pentru măsurat mostul. El are de la 0 la 30, măsoară grade Brix, da? De la 0 la 30. Acest aparat, da, exact, uite, aici este toată trusa, adică este aparatul măsurat grade Brix, avem o presă de usturoi, da? Apă și șervețel. Pentru o roșie sau un fruct care vrem să-l măsurăm ca și consumator, deci, punem câteva picături, da? De roșie pe ecranul refractometrului și ne uităm către lumină. Roșia mea are 5 grade Brix. Dacă vă uitați pe tabel, deci este un tabel în care pentru fiecare legumă și fructă în parte sunt niște valori date, minime, medii, bune și foarte bune, pentru diverse legume și fructe. Deci, la roșii, dacă vedeți, 4 este minim. Deci, eu am obținut 5 acum. De obicei, când roșiile din supermarket au între 4 și 6. Roșiile pe care le-am cumpărat din piață au tot așa, între 4 și 6. Nu, eu, cel puțin în București, nu am găsit roșii mai bune decât 6. E posibil, da, este posibil, sigur că da, să obțină. Am spus, n-am obținut eu. Da. Deci asta, din punct de vedere al cunoștințelor unui cumpărător, cred că aceste două aparate sunt foarte importante. Sigur că se pot face determinări de laborator să vezi dacă au pesticide și așa mai departe, însă aceste determinări sunt foarte, foarte scumpe
sunt greu de făcut. Primești rezultatul după o lună, plătești, eu știu, câteva sute de dolari, de euro, și primești un rezultat de, deci nu te ajută foarte mult. Aceste determinări care le-am arătat se fac foarte ușor. Deci aparatul de măsură a nitrației, care nu este obligatoriu, costă în jur de 650 de lei, se găsește pe internet, iar refractometrul costă în jur de 200-250 de lei. Îl găsiți pe internet, găsiți foarte ușor. Trebuie să aveți în vedere că este refractometrul pentru măsurat gradele Brix. Sunt și alte tipuri de refractometre. Bun. Acum, dacă cumpărătorul este în cunoștință de cauză și el știe ce să cumpere, el va avea pretenții din ce în ce mai mari și va încerca să cumpere din ce în ce produse mai bune. Mai ales că nimeni nu știe care e mai bun, deci prețurile nu diferă. Prețurile sunt în general aceleași. El însă, din păcate, nu prea are opțiuni să cumpere aceste produse sănătoase, pline de nutrienți. De aceea, cursul se va baza și webinarul și webinarele următoare pe care le voi susține se vor baza pe cunoașterea noastră a tuturor cum să producem plante sănătoase bogate în nutrienți. Pentru aceasta trebuie să aveți acest refractometru pe care vi l-am arătat, să îl cumpărați și cu ajutorul lui să măsurați de fiecare dată sănătatea legumelor și a fructelor. De exemplu, eu acum două zile, cu vecinul meu, Aurel Toma, care am văzut că este prezent, am recoltat ceapă din grădina mea de anul trecut. Iar chiar mi-a cerut, zice, dă-mi și mie niște ceapă, că văd că arată foarte bine și vreau și eu. Păi, zic, ia cât mai multe, nu, că ceapă am destul, n-am nevoie de ceapă, dar îmi place cum arată și vreau să o gust. Nu știu dacă a gustat-o, poate acum ne comunică. Eu însă, acum sper să mă vezi, Raluca. Acum, deci eu am pus ceapa în presa de usturoi și am să scurg câteva pe lamela de la refractometru. Și am să mă uit pe refractometru. Deci, eu am aici peste 10 grade Brix la ceapă. Asta este produsă de mine anul trecut și nerecoltată a ieșit acum într-o grădină pe care asta nu o mai îngrijesc. Dacă ne uităm înapoi la tabelul cu legume, primul tabel, numărul 1, o să vedem că la 10 unități Brix, da, ceapa, deci este foarte bună. Deci ceapa mea este foarte sănătoasă. Ce ne arată aceste unități Brix, de fapt? Arată, adică ce ne spun, ea măsoară reflexia luminii în starea lichidă, trecerea luminii printr-o stare lichidă și atunci cu cât este mai plină de nutrienți lichidul respectiv, cu atâta unitățile Brix sunt mai mari. În realitate, pe noi ne interesează, cu cât unitățile Brix sunt mai mari, cu atât planta noastră este mai sănătoasă și mai plină de nutrienți. Nu numai atât, dar planta noastră nu se îmbolnăvește. Deci dacă aveți valori bune și foarte bune, da? Și măsurați, și acum o să vă explic mai departe, planta nu se mai îmbolnăvește. Deci aveți o plantă sănătoasă, lipsită de boli. Ce vreau să vă spun? Cum se lucrează actualmente în agricultură? Actualmente în agricultură se lucrează după ureche. În ce sens? Prima și cea mai mare greșeală din agricultură este faptul că nimeni nu măsoară nimic. Nici chiar
fermierii cei mari, cel mult fac niște măsurători ale solului, dar nici alea complete. Deci, asta este cea mai mare, după părerea mea, cea mai mare greșeală a celor care cultivă ceva. Nu sunt adeptul să cheltuim foarte mulți bani pe aceste aparaturi de laborator, pentru că costă foarte mult și e greu, dar un minim, cum v-am arătat, acel refractometru, care costă 200-250 de lei, este obligatoriu. Altfel lucrăm după ureche, adică, în ce sens? Am auzit de la vecinul că substanța respectivă e foarte bună, dau și eu. Și dau și eu și constat că am ars cultura. Sau știu eu de la bunicul, cum lucra bunicul pe vremea aia, că uite, punea cenușe și așa mai departe. Nu contest că toate sunt bune, dar fiecare trebuie măsurat în parte. Deci fiecare aplicație pe care o faci trebuie măsurat și văzut răspunsul plantelor asupra intervenției tale. Atunci știi că planta respectivă, da, este, substanța respectivă este benefică plantei. Altfel, nu. Degeaba citim cărți, mă ascultați pe mine sau pe alți profesori, sau, planta spune întotdeauna adevărul. Deci întotdeauna trebuie să ne bazăm pe adevăr și adevărul spune planta. Nu-l spun eu, nu-l spune nimeni altcineva, nu-l spun cu cărțile. Bazați-vă pe ceea ce spune planta. Însă, nu așteptați ca planta să devină bolnavă. Trebuie să lucrăm să prevenim bolile. Bun, mai ales în contextul actual, în care clima este foarte schimbătoare, cu probleme foarte, foarte mari, prevenția este foarte importantă. Deci, ca să producem plante sănătoase, pline de nutrienți, este necesar și să învățăm să le măsurăm. Acum suntem la sfârșitul lunii mai, deci eu încep acest webinar ca să cu problemele care trebuie făcute acum. N-aș fi început acum cu așa ceva, dar este cazul să învățăm aceste lucruri. Dacă planta este bolnavă, trebuie să știți că ea are un dezechilibru de nutrienți. Deci atacurile pe care le aveți, boli sau dăunători sau nu știu ce, se datorează lipsei unor nutrienți. Și atâta timp cât noi planta o hrănim, îi dăm absolut tot ce trebuie, ea capătă un sistem de imunitate performant și nu se mai îmbolnăvește. Nu aveți nevoie să folosiți chimicale. Bun. Haideți să învățăm cum măsurăm plantele. Dimineața, la ora 8, deci în jur de ora 8, vă recomand să fie în jur de ora 8, vă duceți în grădină, să zicem, luăm un exemplu, grădina de roșii, tăiați de la câte o plantă, o frunză sănătoasă, da? Mare, sănătoasă, care fotosintetizează, tăiați de la 20 de plante câte o frunză, le tocați mărunt, frunzele le tăiați, da? Le băgați în presa de usturoi pe care v-am arătat-o și scurgeți pe lamela care v-am arătat al refractometrului. Măsurați și înregistrați într-un tabel. Dacă poți, tabelul pe care vi-l propun eu, să-l aveți, puteți să-l îmbunătățiți acest tabel cu mult mai multe informații. Eu am făcut un tabel pe scurt. Deci măsurați înainte să faceți aplicația. Faceți, aplicați o soluție foliară pe care o aplicați dumneavoastră în mod obișnuit. Nu o aplicați pe toată suprafața. Aplicați-o numai, să zic, pe o porțiune. După care, peste o oră, o oră jumate, două, faceți din nou o măsurătoare. Faceți din nou o măsurătoare după oră, oră și jumătate. Trebuie să vă crească cu circa un grad jumate, două, valorile Brix. Dacă nu cresc valorile Brix, înseamnă că soluția pe care o aplicați
nu este cea corectă. În același timp, vă recomand să faceți măsurători și asupra buruienilor. Deci, aceeași operație, luați niște frunze de buruieni și le măsurați. Dacă unitățile BRICS sunt cu 2 grade, soluția e bună și dați pe toată suprafața. Dacă nu, soluția cu care ați aplicat-o nu ridică într-o oră, o oră jumate, atunci trebuie să faceți o altă soluție. Vă recomand, după ce ați stropit, să măsurați și unitățile BRICS ale buruienilor. Pentru că e posibil ca soluția noastră să fie foarte bună pentru buruieni și să creșteți buruieni nu plate. Soluțiile de fertilizat foliar și cum se fac ele, cum se prepară, care e ordinea în care se pun și cum se măsoară, o să le prezint în webinarul numărul 2. Pentru că trebuie atenție foarte multă sporită și acolo cum le preparați. Și o să vă dau și rețeta care o fac eu. Dar până atunci este important ca fiecare dintre noi să îți cumpere un refractometru și să facă soluțiile așa cum le știe, să fertilizeze, să măsoare înainte și după, după ce a fertilizat. În acest tabel, vedeți, am făcut o măsurătoare, asta e un tabel fictiv făcut de mine ca să înțelegeți despre ce vorba. Deci am făcut o măsurătoare în data de 7 și după aia am făcut din nou în data de 10 și am stropit din nou în data de 10. Deci la interval de 3 zile. După care am făcut o altă stropire la interval de 5 zile. Deci 15. După care la 7 zile și așa mai departe. Deci, acum poți să ne dai diagrama. Am făcut o diagramă pe baza măsurătorilor, să zicem, fictive, care le-am făcut la o cultură de roșii. Cam așa trebuie să arate. Deci, am pornit de la 4 unități BRICS în prima zi, am stropit, a doua zi am obținut 8 grade BRICS, ele scad în timp de câteva zile, iarăși undeva spre 5, iarăși am stropit, am urcat spre 10, da? Și mă auzi? O să o rog pe Monica să, pe doamna Monica să oprească împărtășirea ecranului. Din bara de jos. Din bara de jos a calculatorului. Sau de sus, depinde unde sunteți. Ok, mulțumesc. Gata, revenim atunci. Okay, acum am auzit? Da? Bun. Deci, valorile a doua stropire, deci ele urcă de la 5 la 10, da? Se fac la un interval de 3 zile, puteți să le faceți la 2, la 4 zile. Asta este doar un exemplu și un exemplu pentru roșii. După care, după ce cresc la 10, ele iarăși scad în câteva zile până la 6, să zicem. Asta e un interval mai mare, deci acum am luat 5 zile. Și am stropit din nou, au urcat la 12, ele iarăși scad undeva spre 6, 7, 8 și așa mai departe, până când obțineți un palier, adică ele să scadă mult mai puțin. Asta se obține de obicei după la 7-a stropire, cam așa obțineți un palier. Iar atunci roșiile noastre pe care le obțineți o să aibă grad de BRICS peste 8. Ce înseamnă acest lucru? Dacă obțineți, în primul rând, un fruct pe peste 8-10 grade BRICS, el va fi așa de bun încât dumneavoastră puteți cere preț dublu pe el. Nu o să aveți termen de comparație.
Deci, cel puțin aici la noi în țară, eu mai mult de 8 nu am mâncat. Și astea produse de mine, dar nu am mâncat. Probabil că în zona Transilvaniei, eu am mâncat acum, eu știu, 5, 6, 7, 8 ani, niște roșii care probabil că aveau peste 8. Dar în ultima perioadă, deși am căutat în multe zone, n-am mai găsit. Deci în ultimii 4-5 ani, nu știu, nici acolo n-am mai găsit așa ceva. Iar în zona de sud, în niciun caz. Deci în zona de sud, în niciun caz n-am mai obținut de câțiva ani, n-am mai mâncat ceva peste 8. Dacă reușiți să aduceți planta și nu aveți de ce să nu reușiți, la peste 8, deci undeva spre 10 unități BRICS, da, atunci tot ce vindeți se va vinde, cum să spun, la botul calului. Deci veți vinde de acasă aceste plante așa de bune, de gustoase, pline de nutrienți, un preț foarte mare și foarte, foarte ușor. Asta este ceea ce vă propun eu să faceți pentru data viitoare. Este să cumpărați un refractometru, să faceți niște măsurători. Până când data viitoare am să vă spun cum se fac aceste soluții, pentru că sunt soluții biodinamice, sunt soluții în care principalul component sunt microorganismele. Ele vă dau acea posibilitate ca planta să fie sănătoasă. Deci plantele în procesul de fotosinteză, în mod natural, da? Elimină niște excremente, transpirații, exudate se numesc, prin rădăcini, iar exudatele acestea sunt reprezintă hrană pentru microorganisme. Microorganismele respective, la rândul lor, se hrănesc cu aceste exudate și aduc la rădăcina plantei substanțe nutriente de care au nevoie. De aceea, substanțele pe care vi le voi arăta cum se pregătește, ce fac, sunt pe bază biodinamice, în sensul în care ele sunt preponderent cu microorganisme. Deci, în webinarul următor, voi prezenta toate respective. Nu vreau să vă plictisesc, eu vă pot spune foarte multe lucruri. Important este să luăm așa câte una pe rând, așa câte o problemă, să o dezbatem și să vedem dacă între timp bun, deci dacă bun, haideți să oamenii au întrebări, nu? Da, mă uit pe întrebări acum. Era Raluca Horhat, care întrebase dacă unitățile BRICS se corelează doar cu nivelul de nutrienți. Nu, se corelează și cu zahărul. În primul rând, se corelează cu zahărul existent în plantă. Se folosesc aceste refractometri pentru măsurarea mustului. Deci asta se folosește la noi în țară. Dar în același timp se pot corela și cu nivelul de nutrienți, adică cu sănătatea plantelor. Pe baza acestor măsurători, cei care produc vin își măsoară zahărul deci nu e o măsurătoare directă a zahărului, dar își determină cantitatea de zahăr. Am văzut că cineva ne-a dat și site-ul Kiss the Ground și îi mulțumesc foarte mult. Eu am văzut acest film, vă recomand să vedeți acest film documentar, să vedeți ce s-a întâmplat, de exemplu, în America în 1930, când au discuit toată zona centrală din sud până în nord a Americii, până când au format un nord de praf și au pierdut toată fertilitatea solului și a intervenit inclusiv președintele Roosevelt. Este foarte interesant filmul. Acolo sunt prezentate problemele care sunt la ora actuală pe glob, nu și soluțiile. Eu vă prezint probleme, dar încerc să vă prezint și soluțiile.
Aici mai este o întrebare, cu ce măsurați? Da, v-am spus cu ce, cu un refractometru. Eu am și alte aparate de măsurat, dar nu este cazul deocamdată. Întrebarea s-a referit la primul aparat pe care l-ai folosit înainte de refractometru. Dacă este vorba de primul aparat, se numește Green Test Eco. Green Test Eco, da? Nu știu acum dacă vedeți ecran, pe ecran mă vedeți, asta este așa, mai sus o idee, că altfel nu se vede. Așa, e bine? Mai sus. Ok. Da, deci ăsta e aparatul. Ce măsoară el printre altele? Deci măsoară nitrații și radiațiile. Dacă în cazul în care leguma, fructul are radiații, emite un semnal sonor. Nitrații îi măsoară și vă avertizează. Deci are trei culori, verde, portocaliu și roșu. Deci dacă sunteți pe roșu, trebuie să aruncați imediat acea legumă sau acel fruct. Dacă sunteți undeva în zona portocalie, recomandarea să consumați cu prudență acel aliment. Dar v-am spus, eu am pățit și am avut chiar legume și fructe cu radiații și nu știam de ce țipă ăsta de m-am speriat ce are aparatul. Bă, m-am dat seama. Deci, atenție, și am găsit de 20 de ori valoare maximă admisibilă. Adică așa ceva nu e voie să fie în orice caz. Nu e voie să fie pe piață așa ceva. Nu știu cum e permis așa ceva să se importe marfă de genul ăsta, să se dea în consumul populației. Nu știu. Poate că în supermarketuri, v-am spus, cel mult am găsit odată un cartof de 6 ori valoarea maximă admisibilă sau un pepene. Dar, în schimb, la anumiti vânzător de pe marginea drumului, să zicem, am obținut valori foarte, foarte mari și foarte, foarte periculos. Mai avem o întrebare, Eugen. Dacă ai vreun dubiu că acel aparat Green Test Eco nu ar măsura corect? Nu am niciun dubiu că nu măsoară corect. De ce aș avea dubii să nu măsoară corect? Bun, dacă cineva crede că nu măsoară corect, poate să ducă cu produsul respectiv la un laborator. Cel mai bun laborator din țară este în Ploiești, la firma TUV. Este nou, este acreditat, firma internațională de renume și este cel mai performant și cel mai bun. Poate să încerce acolo și să transmită. Eu nu am dubii că nu măsoară bine, doar dacă bateria lui, adică ea se încarcă la priză, deci nu are o baterie, doar dacă nu este încărcat aparatul. Ce vreau să vă spun, că aceste două aparate nu necesită niciun fel de intervenție, adică materiale consumabile, alte cheltuieli și așa mai departe. Deci odată cumpăratele, ai pentru o viață. Deci nu mai dai alți bani, nu mai consumi, nu mai faci alte cheltuieli. Mai avem o întrebare, și anume dacă nivelul de zaharuri poate dovedi de fapt cât este de coaptă roșia, care pare să fie de multe ori în magazin doar colorată, deci doar folosite substanțe care să o coloreze. Categoric o roșie care e doar colorată nu va avea mai mult de 3-4 unități Brix. Asta categoric. Deci de asta, eu când am măsurat programul prin-ministrului Daia, îl știți, atunci când măsori în primăvară, am măsurat diverse roșii, da? Făcute în programul ăsta și m-am măsurat și toate erau până în 4-5. Deci foarte, foarte multe fiind colorate cu pesticide. De ce? Pentru că ei trebuiau să le scoată în luna mai pe piață să-și scoată bani. Și atunci le erau forțate roșiile și din cauza asta erau toxice. Deci erau de 3, 4, 5 ori valorile maxime ale nitraților și nu au avut nici unități Brix mai mult de 4, 5. Da,
Asta e riscul. Mai avem întrebări. Apropo, vă transmit și dumneavoastră participanților că dacă doriți, puteți să o faceți și live, nu neapărat să scrieți în chat. Deci cum vă este mai la îndemână dumneavoastră. O altă întrebare este cum face calibrarea refractometrului? Calibrarea refractometrului, refractometrul are un șurub aici, da? Se desface acest capac, are un șurub, se toarnă aici pe lamelă apă distilată, da? Întorceți-vă pe noi să vedem lamela? Da, lamela. Da? Aha. Deci aici se toarnă apă distilată, da? Se închide capacul, ne uităm către o sursă de lumină, da? Și reglăm din acest șurub în așa fel încât să ajungem la valoarea zero. Deci el este cu autocalibrare, însă datorită faptului că se calibrează la 20 de grade, să zicem și noi afară avem 40, e bine să-l calibrăm cu apă distilată. Deci în momentele în care temperatura mediului ambient este diferă foarte mult de 20 de grade la care are autocalibrare, este bine să-l calibrăm. Și calibrarea se face cu apă distilată, da? Și cu acest șurub, până când aducem la zero. Prin ochian, dacă vă uitați, o să vedeți în partea de sus este o zonă bleu și în partea de jos o zonă albă. Deci la intersecția celor două zone, alb cu bleu, se măsoară unitățile, valorile gradelor Brix. Deci în cazul apei distilate trebuie să fie la zero. Deci așa se face calibrarea. Okay. Am înțeles. O altă întrebare este dacă ai măsura vreo roșie de proveniență bio din Spania care se regăsește în supermarketuri. Dacă ai măsurat, de fapt, despre asta vreau să spun. Da, am măsurat cu roșiile bio de România, de proveniență din România. Da. Am măsurat o roșie cu mato, deci soiul cu mato din Spania. Și de fapt am măsurat mai multe. Iar una dintre la unul dintre supermarket unde am măsurat, am obținut 6 grade Brix. În rest, numai 4 grade Brix. Roșiile bio nu înseamnă că sunt roșii așa, ceea ce vă spun eu, să facem roșii naturale, sănătoase și bio. Roșiile bio, adică roșiile care se cultivă ecologic, ele sunt urmărite să nu aibă chimicale foarte multe. Deci asta ar trebui să măsurăm dacă au pesticide. Probabil că nu au nici nitrați, pentru că nu au voie să pună așa ceva. Nu au voie să lucreze cu substanțe chimice. Dar, din punct de vedere al sănătății și al faptului că sunt mai pline de nutrienți, nu diferă cu mai mult de 1-2 grade Brix. Deci nu diferă foarte mult față de cele cultivate cu chimicale. Deci eu ceea ce vă spun nu este o agricultură ecologică pe care o cunosc pentru că am profesat-o, dar este o agricultură naturală. O altă membră întreabă dacă refractometrul pe care îl ai este același ca cel folosit pentru miere. E același ca cel folosit pentru must. Bun. Alte întrebări mai există oare? Sau comentarii, desigur, sunteți bineveniți să interveniți și în discuție. Bună ziua! Bună ziua! Am și eu o întrebare. Vă rugăm. Refractometrul acesta sau testul Green Test poate să măsoare și după câteva luni de zile cantitatea de nitriți, de pesticide într-un nou produs? Nu măsoară cantitatea de pesticide. Pentru pesticide trebuie să mergi la un laborator specializat. Măsoară numai nitrații, deci Green Test-ul măsoară numai nitrații și poate să măsoare și după o perioadă de timp. Deci ei nu dispar de acolo. La fel și un produs sănătos. Deci dacă aveți, să zic, mere
produse de dumneavoastră mere sănătoase și le țineți într-un mediu normal, ele apar, cum să spun, ele nu se strică. Ele apar mai scorozite, adică își pierd umiditatea, dar nu și dulceața. Deci valorile nu poate să difere, n-au de la ce să difere, nu există o intervenție ca să difere cumva. Deci măsurătorile sunt la fel. Dar pentru pesticide, asta nu se poate măsura ușor. Costă foarte scump, trebuie să vă duceți la un laborator specializat în pesticide. Pesticidele se măsoară numai de fermele ecologice, fermele ecologice mari, pentru că fermele ecologice mici nu-și permit așa ceva. Cele care își permit să dea, eu știu, câteva sute de euro, 1000-1500, depinde, sunt peste 300 de măsurători de pesticide. Deci vă dați seama că este foarte complicat. Deci numai aceste firme mari, cu potențial foarte mare, cu devăr mari de vânzări, acelea probabil că sunt și verificate de societățile de certificare și acolo, da, probabil că apar aceste măsurători. În rest, ce vă arăt eu sunt lucruri pe care le putem face noi, deci le putem face noi pentru noi, lucruri simple, lucruri care sunt suficiente ca să ne dea informații despre ceea ce mâncăm sau cum să producem niște plante sănătoase pentru noi, pentru familia noastră și chiar pentru vânzare. În primul rând, pentru vânzare, dacă facem așa ceva, n-o să avem concurenți pe piață. Deci putem să-i punem un brand, să zicem, Ecoruraris, da? Ecoruraris a vândut după metoda pe care o povestesc eu acum și face produsele astea și le vinde pe piață. Exact cum te duci într-un magazin de blugi și te uiți la firma Levis, cea mai cunoscută, da? Și te duci și vezi că găsești un blue jeans Levis la 100 de lei, identic cu, să spun, ca preț cu un alt blue jeans care e fără marcă. În 5 minute nu o să mai găsiți blugi Levis pe piață. Deci asta e. Sau dacă cineva gustă roșiile făcute în felul acesta, da? A doua zi nu mai cumpără de la altcineva. Vine direct la dumneavoastră și cumpără roșia respectivă. Vă dați seama, și după gust se simte, deci nu numai după aparat. Dar aparatul ne ajută acum pe noi consumatorii să știm ce mâncăm și ce facem și ajută pe producători să crească plante sănătoase. Mulțumesc mult! Cu plăcere! O altă întrebare. Dacă, în afară de cartofi, ai găsit mai mulți nitrați în alte plante care ar putea să absorbă mai mult sau crezi că depinde și de câte soluții folosești asupra acelor plante? Am găsit la cartofi, la pepeni verzi, valori foarte mari. Am găsit și la roșii valori foarte mari și la castraveți valori iarăși foarte mari. Adică la plantele care absorb foarte multă apă. Pentru că mulți producători folosesc nitrați peste măsură. Și folosind asta, planta suge mai multă apă, deci absorbe mult mai multă apă. Și atunci ele se fac mari, nu știu, cred că știți aproape toți, când cumpărați vinetele alea mari din piață, le puneți pe grătar să le coace, să faceți salată de vinete și când le scoateți de pe grătar, nu mai sunt nici jumate. Totul e apă care se scurge. Acolo e apă cu nitrați. Deci asta e folosit. Deci nitrați, se îngrașă cu nitrați zona, solul, planta absorbe foarte mult nitrați, nu își face complet procesul de sintetizare a nitraților, pentru că nitrații se transformă în proteină în 24 de ore, rămân în plantă acei nitrați și apa absorbită o face... face să fie mare. Deci noi, de fapt, acolo când cumpărăm vinetele alea, plătim apa și nitrații.
nu plătim vânăta respectivă. Vânăta mea este mult mai mică, dar se scurg numai câteva picături de apă din ea, pentru că eu nu folosesc nitrați, folosesc grăsimitele naturale. Deci, chiar dacă este, eu știu, la jumătate cantitatea ei pe cântar, în momentul în care o coci, rămân la fel, sau poate a mea este mai grea decât cealaltă. În orice caz, e mult mai sănătos și mai bun. Da. Bun, mulțumesc frumos. Alte întrebări, comentarii? Da, românul se uită în primul rând la preț. Românul nu face legătura între raportul preț-calitate. Asta este o mare greșeală. El se uită la preț, zice, care e mai ieftină, la cât costă? Un leu. Păi le iau pe ăla. De ce? Pentru că nu măsoară nimica. Nu măsoară să își dea seama că ăla poate să fie otrăvitor, că poate să nu fie sănătos pentru el și pentru familia lui. Ce facem? Mâncăm produsele cele mai ieftine și după aia ne ducem la doctor. Doctorul ce ne dă? Ne dă alte produse chimice. Du-te la farmacie și îți dă alte chimicale. Iei alte chimicale și aparent te faci bine, dar în realitate te îmbolnăvești și de altceva. Deci asta nu înseamnă că dacă noi cumpărăm un produs ieftin, ăla, dacă punem în valoare raportul preț-calitate, atunci când cumpărăm de multe ori un produs ieftin, de fapt cumpărăm ceva mai scump. Asta este cum v-am dat exemplu cu vinetele, care în realitate sunt mai mult apă și azotați decât să aibă pulpă, nutrienți, substanțe benefice organismului. De aceea, până la urmă, acestea sunt și demersurile pe care le facem în asociație, nu? Ca producători, adică țăranii obișnuiesc să producă în același timp și să nu vorbească atât de mult despre munca pe care o fac ei în grădină, despre practicile, cel puțin cei care practică și folosesc tratamente naturale, nu prea vorbesc despre lucrul ăsta, astfel încât agricultura țărănească, agroecologică, să fie cât mai mult și în ochii consumatorilor. Și cred că trebuie în același timp și noi să povestim mai multe despre produsele noastre, să fim mai mândri de ele și când le promovăm, că este o relație pe de o parte reciprocă și cu consumatorii. Vine și dinspre producători această orientare a consumatorilor către produsele sănătoase și diverse, precum poate să fie desigur și presiunea consumatorilor către alți producători să își schimbe practicile către unele mai sănătoase. Da, mai e o întrebare aici. Ce facem noi producătorii mici? Deci, noi producătorii mici, pentru că și eu sunt un producător foarte mic, momentan produc numai pentru familia mea, trebuie să urmăriți aceste webinare pe care eu le voi prezenta, să produceți hrană sănătoasă, da? Pentru familie și pentru apropiați. Dacă aveți surplusuri, vindeți și atunci veți vinde la un preț foarte bun și vă recuperați cheltuielile. Nu trebuie să vă gândiți că dacă sunteți mici, nu puteți deveni mari. Dacă urmăriți în final să deveniți mari, faptul că veți avea produse pe care nu le are nimeni în piață, încet, încet veți fi cunoscut și puteți să măriți suprafața, puteți să vă măriți producția și în câțiva ani puteți deveni un producător mediu. O altă întrebare aici am văzut. Am niște morcovi bio. Își pierd foarte mult din volum. Dar este aceeași situație în care ei nu sunt făcuți bio, puțin spus. Trebuie să vă dau puțin în relație despre ce înseamnă bio acum. Bio este tot o agricultură
mă rog, similară cu cea chimică, doar că este certificată, este verificată. Nu ai voie să folosești substanțe chimice, dar, în schimb, sunt anumite substanțe pe care le poți folosi, substanțe, să zicem așa, certificate în agricultura bio. Deci, în loc să folosească substanțele chimice de sinteză, folosesc niște substanțe de contact. Substanțe mult mai prietenoase cu mediul înconjurător și cu sănătatea oamenilor. Dar această agricultură ecologică, bio, organică, cum se numește la ora actuală, nu rezolvă problema. Ea este un fel de păcăleală, așa. Sigur, sunt mult mai bune produsele, adică să nu înțelegeți greșit. Sunt mult mai bune, mult mai verificate față de celelalte. Dar nu rezolvă problema în sine. Deci e absolut normal. Eu am recoltat acum o săptămână din grădina mea morcov pe care i-am avut anul trecut puși în luna mai. Deci i-am ținut în pământ până acum și acum i-am recoltat. I-am ținut în frigider, i-am ținut în nisip. Nu și-au pierdut nici din volum, nici din gust, nici din nimic. Dar ei sunt crescuți în mod natural. Deci este o diferență foarte mare între agricultura naturală, dacă vorbim de agrobiologie, de agricultură regenerativă, și agricultura ecologică de care vorbește toată lumea, și produsele cu etichetă. Da, v-am spus, sunt mai bune, dar nu rezolvă problema. Bun, este vorba de un producător mic, de exemplu, cu cultură de arbuști fructiferi pe 2 hectare. Da, eu am fost consultant și pentru aceste culturi de arbuști și pom fructifer pe 2 hectare. Ceea ce voi prezenta în continuare se referă și la pomicultură. Da? Se stropesc frunzele pomilor cu soluțiile pe care o să le vedeți în webinarul al doilea. Și am făcut experiență la Institutul de la Mărăcineni pe diverse culturi de arbuști și pom fructiferi cu rezultate foarte, foarte bune. Deci am experiența pentru arbuști și pom fructiferi și chiar merge foarte bine. Bun, alte intervenții din partea membrilor mai sunt? Cum ajungem la... Așa, hai să și citim întrebarea pentru membrii care vor urmări sesiunea apoi. Nu mi este clar cum ajunge la marfa producătorilor ca dumneavoastră până să ajungem să avem propria grădină și cumva circuitul banilor să fie redirecționat unde trebuie. Există o astfel de listă cu producătorii dispuși să vândă din propria producție? Aici pot să răspund eu că da, am lansat de curând noul website al asociației ecoruralist.ro și acolo am început, este o pagină, se numește Producători, la subsecțiunea de membri, și este o listă pe care doar ce am început-o. Sunt câteva contacte ale membrilor asociației pe care îi cunoaștem, sunt mai apropiați, însă lista este în curs de a fi mărită. Deci orice alt producător agroecologic poate să apară acolo pe listă și aceia dintre dumneavoastră care sunteți în apropierea producătorilor respectivi pot să-și cumpere unele produse de acolo. Desigur, pe lângă asta mai sunt alte scheme de vânzare prin lanțuri scurte alimentare, alți membri de ai asociației noastre care au înființat inițiativa Cutia Țăranului și lucrează cu producători mici, agroecologici, în mai multe localități din țară. Chiar și Enico Butico este aici de față cu noi, este unul dintre producătorii din cadrul Cutiei Țăranului. Și pe lângă asta aș mai putea să dau exemplul partenerilor noștri de la Asociația pentru Susținerea Agriculturii Țărănești, ASAT,
care încheie parteneriate cu producătorii nou agroecologici, deci cum zicea și Eugen, care au în vedere mult mai multe aspecte atunci când practică agricultura, nu neapărat, să zicem că aleargă după o etichetă, au grijă mai profundă față de sol, organisme, oamenii cu care lucrează. Și la fel, ASAT-ul este prezent în mai multe localități. Asta ca niște exemple concrete, ca să spun așa. Altfel, noi ca asociație, până la urmă, încurajăm foarte mult pe acei membri care încă nu produc ei înșiși sau produc încă puțin, să meargă totuși la piață și să se cunoască cu acei țărani care vând la piață. Până la urmă, ca producători, ne dorim ca piețele agroalimentare să nu se piardă, sunt o infrastructură extrem de valoroasă, la care pot să aibă în continuare acces foarte mulți producători și foarte mulți consumatori, cu produse la prețuri accesibile. Și recunoscând totuși că exemplele pe care vi le-am dat anterior rămân totuși în curs de dezvoltare și răspund nevoilor a puțin consumatori. Asta, da, mai avem răspuns. Mai avem o întrebare aici, pe un domn sau o doamnă care are în derulare soiuri vechi de măr, un proiect cu soiuri vechi de măr. Ce ne puteți recomanda? În primul rând, nu știu dacă sunt plantați sau nu meri. Dacă nu sunt plantați, trebuie să vă dau tehnologia de plantare care diferită de ceea ce știți. Dacă sunt plantați, atunci în webinarul următor vă voi da exact substanțele și tehnologia de stropire, nu numai a merilor și a fructelor în general, dar și a celorlalte plante. Ok, sunt plantați. Atunci, dacă sunt plantați, și sunt exemplare vechi care s-au păstrat și merită păstrate, e păcat să le pierdem. Este important să urmăriți webinarul al doilea, în care vă voi prezenta exact soluțiile de fertilizare foliară și nu numai. Ok, prin proiect să reface colecție. E foarte, foarte interesant proiectul ăsta. Iar sunt interesat să-mi pun și eu câțiva mergi la mine în curte, dacă aveți așa ceva. Ia uite, vor fi și cipați. Bun, interesant. Deci neapărat să urmăriți webinarul 2. Deci dacă le stropiți cu aceste substanțe cu care vi le spun eu, prima oară puteți face pe un singur pom, da? Dacă vă e frică că stricați ceva. Facem măsurător. Eu am mult mai multe aparate cu care măsor. Dacă nu sunteți departe de zona Bucureștiului, pot să vin să fac o măsurătoare locală la dumneavoastră. E un proiect foarte interesant. Puteți vorbi și cu domnul director Sumedrea, care nu mai este la Institutul Măcinent, dar este director general la Institutul Horticol de la Ștefănești, și puteți vedea că ceea ce am făcut, experimentele acolo la Măcinent, au dat rezultate foarte bune, sau cu doamna cercetătoră de acolo, Adina Florea. Dar pentru asta suntem ok, putem să rezolvăm problema merilor fără probleme. O, însă lași. E dificil. E dificil. Trebuie să-mi iau vacanță să ajung în sălaș. Dificil. Dar putem face împreună să vă dau exact toate soluțiile ca să stropiți pomii și eventual să-mi trimiteți pe un curier rapid niște frunze din care eu să extrag seva și să vă fac niște măsurători. Dar asta puțin mai încolo. Vorbim, dacă aveți întrebări, puteți să le puneți pe e-mail, vă răspund pe e-mail. Chiar ar fi interesant să văd dacă cineva începe să lucreze așa cum v-am propus și să prezinte niște date obținute cu refractometru.
și să vedem ce ați obținut. Și fel de fel de întrebări puteți avea, fiecare poate să spună ce a obținut, ce urmează să facă și așa mai departe. Deci consider că ar trebui să lucrăm cât mai mult în grup, fiecare cu ideile lui, cu reușitele lui, cu necazurile lui și așa mai departe. Dar așa ne ajutăm împreună, fiecare, nu știe nimeni absolut totul în agricultură. Asta, în mod cert, sunt foarte multe variabile și diferă de la caz la caz, de la parcelă. În aceeași parcelă sunt situații diferite, deci nu știu pe cineva care să rezolve absolut 100% toate problemele. Dar încet, încet, cu experiența fiecărului, pentru că așa au făcut țărani din ani și sute de ani, au învățat unul de la altul, au învățat din greșeli, au observat natura cum lucrează, au copiat-o și așa s-au născut toate ideile. Bun, dacă mai aveți... De ceea ce zicea și Raluca, mai sunt și alți membri ai asociației care lucrează cu soiuri tradiționale de pomi fructiferi și cu ocazia asta aș putea să anunț și faptul că în fiecare lună, pe lângă aceste webinarii de tip cursuri pe care grupul de lucru le organizează, ne-am gândit și la niște întâlniri de tip cafenea online, unde se întâlnesc membrii, poate că într-un mediu încă și mai informal decât acum, și povestim despre ce întâmpinăm în luna respectivă, ce probleme în grădini, în culturile noastre, ce soluții au alții membri care poate le-au aplicat. Și acolo este posibilitatea să vă întâlniți și cu alți membri care au culturi similare. De asemenea, pe lista de discuție ale asociației, unii dintre ei se regăsesc acolo și oricând, de fapt, dacă vreți să intrați în legătură cu alți țărani, puteți liniștiți să ne scrieți și să vă punem în legătură cu ei și să împărtășiți între voi experiența aceasta de, cel puțin să zicem, în cazul pomilor fructiferi. De asemenea, dacă este o temă interesantă pentru foarte mulți oameni, tot lunar ne-am gândit să publicăm articole și podcast-uri, deci interviuri, să zicem, audio cu membrii ai asociației pe tema agroecologiei țărănești și despre gospodăriile persoanelor respective, despre inițiativele lor. Oricând sunt binevenite subiecte despre care ați vrea să cunoașteți mai mult și să intervievăm pe acei membri, sau dacă voi înșivă considerați că aveți de împărtășit altora, putem să facem un astfel de articol. Săptămâna trecută l-am lansat pe primul și, cum am zis, în fiecare lună încercăm să facem câte unul, tocmai ca prin prisma, cel puțin a acestor trei tipuri de evenimente, să încurajăm mai mult facilitarea aceasta de cunoștințe, căci, cum zice și Eugen, el este în apropiere de București și membra noastră, Raluca, este în Sălaj. Și cum țăranii cu greu pe de o parte se dezlipesc de gospodăriile lor pentru că este foarte mult de muncă, atunci și măcar pe această cale să reușim să o facem. Aș propune, având în vedere că ne apropiem de o oră și jumătate, dacă mai sunt acum întrebări în care vă stau pe limbă, să le preluăm. Dacă nu aveți întrebări, oricând ele pot să fie adresate pe e-mail la adresa membri@ecoruralis.ro. Eu le voi prelua de acolo și înainta către Eugen și așa să vă răspundem. Sau o altă variantă ar putea să fie, cum vedeți aici mai jos, noi avem multe liste de discuție cu membrii asociației, ele sunt organizate pe platforma Google. O astfel de listă este a grupului de lucru pentru agroecologie, dar avem și o listă pentru membrii în general, unde
pot să fie acolo adresate întrebările și Eugen să răspundă sau chiar și alți membri să mai, să mai intervină. Vă mai las de asemenea pagina de Facebook a asociației, unde mai punem toate o parte dintre informațiile legate de activitatea noastră, precum și grupul de Facebook, unde iar știți cum, ca în mod normal, comunicarea este foarte ușoară și poate oricine să intervină. Desigur, site-ul Ecoruralis, cel nou de care vă ziceam și unde încercăm să culegem cât mai multe informații, să le punem acolo și să vină mai mult în sprijinul membrilor noștri. Bun, deci asta mai aveam eu să vă zic. Deci dacă aveți, să mai are cineva întrebări, să mai luăm acum una, două și apoi să ne revedem la webinarul următor. Dar vă rog, puteți să luați cuvântul dintre cei dacă aveți întrebări. Bun, deci aș înțelege că pentru moment au fost primite multe informații care pot să fie digerate acasă, așa că îi mulțumesc foarte mult lui Eugen pentru entuziasmul și curajul de a încerca să fie primul cu care începem această serie de webinare. Mulțumesc de asemenea și tuturor membrilor că au fost curioși să participe și să pună întrebări. Cum zicea și Eugen, acesta este primul dintr-o serie mai îndelungată de subiecte pe care Eugen le are propuse către voi, următoarele webinare fiind pe soluții de fertilizare foliară, pe tehnologii de regenerare a solului, pe boli și dăunători la plante și câte și mai câte, așa că ar fi ideal, desigur, dacă puteți să participați și la următoarele webinare și să transmiteți lucrul ăsta și altor membri ai asociației. Pentru cei care nu au participat astăzi, sesiunea a fost înregistrată și va fi postată pe canalul de YouTube al asociației, așa că membrii asociației vor avea acces la un link privat pentru a putea vedea această sesiune, chiar și dacă au fost la muncă, dar sunt interesați de acest subiect. Până la următorul webinar, pe care o să-l anunțăm tot prin intermediul newsletter-ului, ce să zic, vă doresc să aveți mult spor în grădină și vă invit la cafenele, unde acolo putem să și împărtășim fotografii din grădinile noastre și chiar să stăm, de fapt, la un pahar de suc și o cafea în timp ce povestim despre cum arată grădinile și ce provocări întâmpinăm în lunile acestea. Vă mulțumesc tare mult! O zi bună tuturor! Mulțumim. Nu știu dacă aveți posibilitatea să deschideți camerele, să vă mai văd, să pun o față pe numele vostru. Mă bucur încă o dată să vă cunosc pe cei noi și pe ceilalți mai vechi că vă revăd. Și atunci să ne revedem cu bine și luna viitoare. O zi bună tuturor! Mulțumesc! O zi bună și mulțumim, bună. Domnul! A fost foarte interesant! Participați și la următorul va fi și mai interesant. Bineînțeles, nu am. Sper să nu omit. Nu omit, no, vă mai ținem la curent. Și o zi frumoasă tuturor! Mulțumim. La revedere. Mulțumim. Mulțumim. La revedere. Mulțumim. La revedere.